Stimați frați, surori, este deosebit de bucurie pentru mine, pentru soția mea, să fim alături de dumneavoastră în această vreme și să căutăm pe Dumnezeu împreună. Poate mai mult este o bucurie pentru mine, cu cât, așa cum spunea și fratele Mitică, în această ocazie sunt împreună cu familia și știam că la dumneavoastră este vară, dar nu știam că este așa de vară. Și este pentru prima dată, după mulți, foarte mulți ani, când slujesc ca și păstor, să nu fiu alături cu biserica pe care o păstoresc cu ocazia sărbătorilor de vară. Sunt sărbători de vară. Sărbătorile legate de nașterea Domnului Iisus, sărbătorile legate de încheierea unui an vechi, de începerea unui an nou, sărbători legate de botezul Domnului și deși nu sunt cu frații acolo, lipsa lor este subliniată de părtășia cu dumneavoastră, cu cei cu care suntem aici. Și aș vrea, pentru început, să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Emanuelului Sibiu. Har și pace pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în toate lucrurile, să vă rășiți în toate lucrurile, înspre gloria lui Dumnezeu. Amin. Este momentul să deschidem acum Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care în această dimineață îl avem în Cartea Profetului Daniel, capitolul 9, și vom citi din versetul 1 până la versetul 7. Deosebit respect, cu Scripturile deschise, ridicați cu picioare, să urmărim citirea Cuvântului lui Dumnezeu. În anul întâi al lui Dariu, fiului Ahasveroș, din neamul Mesilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor. În anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 60 de ani, 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul, Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cere, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Noi am păcătuit și am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și urânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care ești sconit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locul. Stimați frate, stimate surori, eu sunt încredințat și nădăjduiesc în inima mea că fiecare dintre dumneavoastră îl iubiți pe Dumnezeu. Și în această zi ați ales să fiți în casa de rugăciune, nu pentru ca să mai omorâți o dimineață din timpul și așa scurt al vieții noastre, ci ați ales să fiți aici pentru că sunteți iubitori de Dumnezeu. Unii dintre noi, cei mai vârstă dintre noi, au o experiență îndelungă în umblarea cu Dumnezeu. Iar alții mai tineri au o experiență și ei cu Dumnezeu în umblarea lor cu Dumnezeu. Și în această dimineață suntem aici în casa Domnului pentru a reflecta încă o dată împreună asupra mersului nostru și a umblării noastre cu Dumnezeu. Aș dori să vă aduc aminte din Sfânta Scriptură un cuvânt. A spus Domnul Iisus și este notat în Cartea Apocalipsă. Fii credincios și îți voi da cununa vieții. Eu am avut grijă să omit ceva aici. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Există o luptă. O luptă spirituală pe care trebuie să o duci în fiecare dintre noi. Adevărul este că în această luptă, unii dintre noi au căzut. Unii au abandonat lupta. Unii au părăsit rândurile.
Și la fel de adevărat este că Domnul pe fiecare ne așteaptă din nou să ne întoarcem cu fața înspre El. Este un sfârșit de an și ca la fiecare sfârșit de an este înțelept să avem o privire retrospectivă asupra vieții noastre și să ne gândim ce suntem noi din punct de vedere spiritual. Pentru că aș vrea să spun ceva extrem de important. Înaintea lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce facem noi, important este ceea ce suntem noi. Dincolo de ceea ce facem noi, important este ceea ce suntem noi. Și aș vrea să vă întreb, cum merge relația dumneavoastră cu Dumnezeu? Cum merge părtășia dumneavoastră cu Dumnezeu? Aș vrea de asemenea să vă aduc aminte că în momentul de început al fiecăruia dintre noi pe cale de credință, am avut acele momente de entuziasm și de mare dăruire față de Dumnezeu și elan față de Dumnezeu. Și acea pasiune și acea pe care o numim noi dragostea din tâi. Dar de atunci am trecut o vreme. Și întrebarea care rămâne în această dimineață este întrebarea: îl mai experimentez pe Dumnezeu? Vremurile pe care noi le trăim sunt vremuri în care oamenii și-au întors fața de la Dumnezeu. Și-au găsit împlinire într-o mulțime de alte lucruri care n-au de-a face nimic cu slava lui Dumnezeu și cu fața lui Dumnezeu. Au părăsit oamenii adevărul, spune Pavel, și s-au întors după nelegiuire. Și în pierzarea lor s-au dus până acolo încât au numit răul bine și binele l-au numit rău. Noi suntem aici poporul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și așa să notați un adevăr foarte important, fraților și surorilor. Dacă în ceea ce privește evoluția lumii acesteia și descoperirea ei și dezvoltarea ei, putem să observăm cu toții, dezvoltare înseamnă să fie adus în ființă, să fie descoperite lucruri care n-au mai fost niciodată. Auzim despre lucruri care n-au mai fost niciodată. Apar modele de mașini care n-au mai fost niciodată. Calculatoare care n-au mai fost niciodată. Se descoperă lucruri care niciodată n-au mai fost și niciodată nu s-a mai auzit despre ele. Și asta înseamnă în lumea tehnologică progres. Când este vorba în sânele poporului Dumnezeu, progresul nu vine atunci când descoperi lucrurile care n-au mai fost niciodată. Și progresul vine atunci când te întorci înapoi la origini. Când te întorci înapoi la starea aceea care a fost cândva. Și în fața noastră, cuvântul lui Dumnezeu aduce această provocare. Să ne întoarcem la starea aceea care a fost cândva. Aș vrea să vă întreb. În relația dumneavoastră cu Dumnezeu, cum sunteți dumneavoastră? Ăla experimentați pe Dumnezeu? Mai aveți întâlnirea aceea cu Dumnezeu? Simțiți că Dumnezeu este aproape de dumneavoastră? Avem aici în Sfânta Scriptură, în pasajul citit, un om al cărui nume cred că este cunoscut fiecăruia, chiar și celor mai mici dintre noi. Numele lui este Daniel. Omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu. Și în împrejurări grele pentru el, exilat într-o țară în care alături de mulți din poporul său era rob, omul acesta și-a pus pe inimă un lucru foarte important. Este scris. Și ne-am întors fața înspre Dumnezeu. În această dimineață, aș vrea să vorbesc despre omul care își întoarce fața spre Dumnezeu. Mesajul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. Omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu. Lasă-mă să te întreb în această dimineață. Fața ta către cine este întoarsă? Cine are atenția ta? Pentru că să știți, acela către care îți întorci fața, acela îți modelează ființa. Către ceea ce te uiți, la ceea ce privești, aceea te formează și te modelează. Omul cu fața întoarsă înspre Dumnezeu. Uneori stau și mă gândesc că, din punct de vedere spiritual, ne asemănăm cu un om care ajunge să meargă pe un drum. La un moment dat a ajuns pe drumul acela să fie așa o bucată, o secvență de drum moceruloasă, așa, nămoloasă, cleioasă. Și l-a prins acolo nămolul acesta și pământul acesta așa cleios și s-a închegat în el. Și la un moment dat a vrut să meargă, dar parcă l-a prins acolo și a căzut cu fața. Și căzut cu fața acolo, prins în asta, simte în inima lui un dor. Oare cum ar fi să te uiți către soare? De-ai prins acolo.
Și face un efort teribil, toată ființa lui, și se smulge de acolo și strigă după Dumnezeu și Doamne ajută-mă! Și își ridică fața și privirea și își dorește să fie nou ce era când mergea liber. Cum sunteți dumneavoastră? Așa să mă întreb. Când vă rugați, îl simțiți pe Dumnezeu? E cu voi? Dacă ar fi să vină Domnul în seara aceasta, aveți încredere că va mărăti la cer? Omul cu fața întoarsă înspre Dumnezeu. Să nu așteptați în această dimineață să spun lucruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată. N-am de gând să spun lucruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată. În cele ale Scripturii, lucruri care nu s-au mai auzit niciodată sunt numai erezii. Cuvântul lui Dumnezeu este același. Și El este transmis din generație în generație și a ajuns până la noi. Ceea ce îmi doresc în această dimineață este că acest cuvânt al lui Dumnezeu să vină proaspăt pentru noi. De fie vechi, El să fie proaspăt. De fie știut, El să fie proaspăt. Amin. Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu. Să porți mintea și în inima dumitale această întrebare. Către cine este întoarsă fața mea? Către cine este întoarsă fața ta? La ce te uiți? Și cum ai evaluat? Dacă ar fi să-ți dai o notă și nota să fie așa de la 1 la 10, pe o grilă de la 1 la 10, ce notă ți-ai dat? Ce spui tu despre tine însuți? Cum ai evaluat starea ta spirituală? Omul cu fața întoarsă la Dumnezeu. Există această perspectivă. Și dacă îmi doresc ceva în această dimineață pentru dumneavoastră, este cu toții să realizăm că este nevoie să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Și lucrul acesta să-l facem din nou și să-l facem din nou și să-l facem într-un mod viu și proaspăt. Daniel este un om care s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Dar ce ziceți dumneavoastră? Daniel nu era cu fața la Dumnezeu? Era Daniel un om apostat? Era Daniel un om căzut de la credință? Era un om care îl părăsise pe Dumnezeu și care simțea nevoia să se împace din nou cu Dumnezeu? Nu! Daniel era un om care căpătase din partea lui Dumnezeu mărturia că este un om al lui Dumnezeu. Și era un profet. Era un om neprihănit, căruia Dumnezeu îi vorbea, prin care Dumnezeu comunica. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit cu putere. Dar omul acesta înțelege ceva. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă să te întorci mereu cu fața înspre Dumnezeu. Întoarcerea cu fața la Dumnezeu, fraților și surorilor, este o acțiune care se face în mod foarte practic. Atunci când te întorci la Dumnezeu, faci ceva foarte practic. În această dimineață, vorbim despre omul care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, vom înțelege un prim adevăr. Omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu caută. Urmând ca întâlnirea pe care o vom avea după masă, să vorbim tot despre omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu și să înțelegem două adevăruri după masă. Că omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu înțelege și primește. Dar mai înainte caută, ca apoi să înțeleagă și apoi să primească. Acum, în prima parte a acestui mesaj, vorbim despre omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu care caută. Și Daniel a căutat. Și au zis ce este scris. Spune el, și mi-am întors fața spre Dumnezeu ca să-L caut. Atunci când îți întorci fața spre Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu. Dar întrebarea care se ridică este, dar ce să fac în mod practic ca să-L caut pe Dumnezeu? Cum să-L caut pe Dumnezeu? Cum să mă întorc cu fața spre Dumnezeu? Și găsesc în acest pasaj trei lucruri, chiar patru lucruri fundamentale. Pe care un om care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, un om care îl caută pe Dumnezeu, le face. Nu ai vrea să te întorci cu fața spre Dumnezeu? Dar ce înseamnă practic să te întorci cu fața spre Dumnezeu? Întotdeauna mi-a plăcut să aud lucruri practice, lucruri pe care să le pot pune în practică, lucruri care să aibă legătură cu viața mea, lucruri care să le pot realiza. Nu lucruri așa deasupra mea. În această dimineață, cele pe care le vom auzi din Cuvântul lui Dumnezeu sunt pentru noi și sunt practice. Dumneata, poți să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Și poți să faci lucrul acesta într-un mod practic. Clar.
Dar el a făcut aici patru lucruri. El a căutat pe Dumnezeu în Scriptură. Asta este primul lucru. Când îți întorci fața spre Dumnezeu, de fapt te întorci cu fața la Scriptură. Cauți pe Dumnezeu în Scriptură. Auziți ce este scris. În anul vitrii al domniei lui Ahasverosh, a lui Dariu, eu, Daniel, am văzut din cărți. Și întreb eu, din care cărți? Din care cărți? Am văzut din cărți, spune el, că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Daniel era un om al cărții. Și cartea la care se referă Daniel este Sfânta Scriptură. Și Daniel spune așa, am hotărât să-mi întorc fața către Dumnezeu. Și am ales să-L caut pe Dumnezeu în Scriptură, în cartea aceasta. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă întoarcerea către Scriptură. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu în cartea aceasta. Noi mărturisim cu toată convingerea că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este ca cineva să-L caute și să-L găsească pe Dumnezeu dacă îl caută în afara acestei cărți, în afara acestei învățături. Dumnezeu se descoperă în cartea aceasta. Cuvântul acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cineva dorește să se întoarcă cu fața la Dumnezeu, atunci este chemat să se întoarcă la Scriptură. Să-L caute pe Dumnezeu în cartea aceasta. Să se aprofundeze în cartea aceasta. Așa să vă întreb. Câți dintre dumneavoastră aveți cu dumneavoastră Biblia la casa de Dumnezeu, la biserică? Puteți să ridicați o mână sus? Să binecuvânteze Dumnezeu pe aceia care au Biblia cu ei la biserică. Amin. Și pe aceia care n-au Biblia cu ei la biserică, Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze de două ori. Măcar acum să fie cei câștigați. Amin. Fraților și surorilor, când te întorci cu fața spre Dumnezeu, te întorci cu fața în Scriptură. Vreau să vă întreb, când ați citit ultima dată Biblia? Când ați citit Biblia, dar să o citiți așa să vă vorbească? Pentru că eu am băgat de seamă un lucru. Când citești Scriptura, de fapt Scriptura te citește pe tine. Și te adâncești în cuvântul acesta lui Dumnezeu. Sunt pasaje în cartea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu pe care le-am citit, cred, nu exagerez, de sute de ori. Și deși le-am citit de atâtea ori, când mă uit peste ele, iar sunt proaspete și pline de viață, pentru că în acest cuvânt al lui Dumnezeu este viață și este putere. Cuvântul acesta lui Dumnezeu este liberator. Și mă mărturisesc în fața dumneavoastră în această zi, că această Scriptură este însuflată de Dumnezeu și este Cuvântul lui Dumnezeu și este autoritatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în El. Și când citești Cuvântul acesta, te înseninezi și îți vorbești. Vă îndemn în numele Domnului Iisus să vă întoarceți la Scriptură. Cineva spunea odată, dar mă plictisesc să citesc. Nu știu, când iau acolo, dacă citesc o carte oarecare, dintr-o dată parcă așa îmi vine dorință să citesc mai departe, o revistă oarecare sau ceva acolo. Dar când este să mă uit în Biblie, două, trei versete și mă apucă sună. Mi s-a întâmplat așa ceva? Hai să mă mai întreb ceva. Nu știu cum este aici la dumneavoastră, dar în România, când oamenii se uită la televizor și urmăresc un film, ales în subtitrate, trebuie să citești acolo. Eu până acum n-am văzut pe unul să se plictisească să citească subtitrele. Dar când se apropie de cuvânt, îi vine starea asta. Pentru că aici este o luptă spirituală. Și când deschizi cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, tu te adâncești într-un război, într-o luptă. Îl cauți pe Dumnezeu. Și ai de-a face cu un potrivnic. Făchem la Sfânta Scriptură. Când îți întorci fața spre Dumnezeu, te întorci înspre cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să-L găsești pe Dumnezeu altfel. Nu se poate să fii în comuniune cu Dumnezeu în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Nu se poate să spui iubesc pe Dumnezeu și desconsideri Cuvântul Său. Măsura în care iubim pe Dumnezeu este dată de măsura în care iubim Cuvântul Său. Atitudinea ta față de Dumnezeu se reflectă prin atitudinea ta față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce faci
vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea ta față de această carte este atitudinea ta față de Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Său. Ce a spus Domnul Iisus? Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Ce faceți dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu? Secretul oricărei căderi spirituale începe cu desconsiderarea cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care încep să nu mai citesc Scriptura, încep să te îndepărtezi de Dumnezeu. În momentul în care abandonezi această evlavie sfântă, dar fiecare zi, fraților și surorilor, să citiți din cuvântul lui Dumnezeu. Să citiți din cuvântul lui Dumnezeu. Să vă propuneți să luați Scriptura și să o citiți de la Geneza la Apocalipsa. Să vă aprofundați în ea. Faceți-vă obiceiul să memorați versetele din Scriptură. Mai se îndelenicește cineva cu această evlavie? Să memorați cuvintele din Sfânta Scriptură, să puteți recita pasajele din Scriptură, să întipăriți aceste cuvinte în inima pruncilor dumneavoastră, stimați frați. Învățați-vă pruncii versete din Scriptură, ca să știți ceva, începând în timp ce învățați pe el, învățați și dumneavoastră. Întipăriți, vă rog, acest cuvânt în inima dumneavoastră. Nu e posibil să te întorci cu fața la Dumnezeu, nu e posibil să rămâi în picioare din punct de vedere spiritual, nu e posibil să fii biruitor și să ai partea aceasta închisă în casă și cu prag pe ea. Nu e posibil. Trezire spirituală, înnoire spirituală, biruință, începe cu citirea acestei cărți. Am făcut tot ce mi-a stat în putere în adunarea noastră să-i motivez pe frați să învețe Sfânta Scriptură, să citească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mie mi-e așa de drag cuvântul acesta. Mi-e așa de drag cuvântul acesta. Așa să vă întreb, câți dintre dumneavoastră aveți acasă o singură Biblie? Care aveți o singură Biblie? Nu am una. Dar care aveți de la două mai mult în sus? Pune sus. Drepte și aici în piat, eu am adus cu mine o Biblie și ceva, a zis că poate frații nu ar avea. Dar bag de seamă că și la dumneavoastră este. Eram într-o zi cu un frate din România, un frate păstor, zice, din Marmație, dacă vreți să-i cunosc numele fratelui Simeon Bumba, și l-am invitat să vină în biserică la noi și să țină o predică în vederea evangelizării. Și după ce s-a încheiat slujba de evangelizare, mă întreabă el și zice, auzi frate, de lucru, cumva ai niște biblii, că ar trebui să ducem Sfânta Scriptură și în biserică, acolo la noi, parcă nu mai sunt și poate aveți voi aici. Și cum acolo la noi la Sibiu este rezultat o lucrare de misiune de evangelizare prin împărțirea de Biblii, am avut posibilitatea să împărțim și să le dăm mai multe. Le-am pus în portbagajul mașinii. Fratele Simeon era împreună cu un frate al lui din Rechin. Și am deschis portbagajul mașinii și urma cum să transfer pachetele cu Biblii în mașina lor. Eram în curtea blocului, acolo unde locuiesc, și vecinii erau ieșiți în curte și se jucau acolo cu nepoții lor, cu copiii lor, în sfârșit, erau mai mulți oameni. Și spun la un moment dat, unuia dintre frații de acolo, frate, nu ieși dumneata să duci acolo. La care fratele celălalt răspunde, zice, acum noi avem destule acolo, că acum nu e criză de Biblie, acum e criză de cititori. La dumneavoastră domnie. Fraților și surorilor, în modul cel mai serios și responsabil, vă spun în această dimineață, dacă vreți să vă întoarceți cu fața spre Dumnezeu, începeți cu citirea Scripturilor. Propuneți-vă să faceți asta. Îndeleniciți-vă cu evlavia aceasta. Deschideți-o și citiți-o în mod regulat. Și nu e niciun păcat dacă o citiți cu pixul în mână și faceți mici însemnări acolo ca să vă aduceți aminte de aceste lucruri. Unei Scripturii stă bine să fie citite, să fie răsfoite și să fie cu pagini învechite. Când văd în mâna cuiva Biblie nouă, îmi pun multe semne de întrebare ce e acolo. Cum e Biblia dumneavoastră? Fiți oameni care să citească Sfânta Scriptură. Eu am întâlnit oameni care aveau superstiție. M-am dus odată cu cineva cu mașina, m-a dus într-un drum la o evanghelizare. Fraților, mergea așa de tare cu mașina, a spus, oprește-te. Eu cu tine nu merg. Pe lângă că mergea tare, mergea și cum mergea el. Eu nu mă merg. Oprește-te. Zice, dar nu mi se poate întâmpla nimic. Dar de ce, mă, frate? Zice, avem Biblia cu noi. Dar unde e? Zice, acolo ea deschide torpe două sere. Și am deschis, era acolo în Noul Testament. Zice, eu acolo nimic nu văd. Zice, chiar te rog să oprești. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie ținut doar în casă, ci în inimă. Amin.
întoarsă către Dumnezeu, citește Scriptura. Caută pe Dumnezeu în Scriptură. Este iubitor de Scriptură. Cum sunteți dumneavoastră aici? Eu cunosc întâmplare despre mărturisite de un frate păstor din Elveția, numele lui este Alan Morris. Fratele acesta mărturisește că în biserica lor era o soră, o femeie iubitoare de Dumnezeu și femeia aceasta iubea foarte mult Sfânta Scriptură. Lucrase într-un mediu toxic, la o curățătorie chimică și datorită serviciului pe care l-a avut, a început să își piardă încetul cu încetul vederea. A ajuns în starea în care n-a mai putut să vadă nimic. Cea mai mare tragedie pentru ea a fost în ziua în care fratele păstor, fratele Alan Morris, vizitându-o, i-a lunat Biblia și a spus, frate, ia Biblia aceasta și dă-o altuia. Eu nu mai pot vedea ca să o citesc. Dă-o altuia. Fratele a încurajat-o și a spus, putem pe asta să o luăm, dar să știi, există posibilitate să înveți să citești cu degetele. În alfabetul pentru nevăzători, alfabetul Braille. Și a făcut rost de Nou Testament, avem și noi în biserica noastră, un frate nevăzător, și citește cu degetele. Citește cu degetele uneori mai repede decât alții cu ochii. Și-a luat o asemenea Scriptură și o citea cu atâta bucurie. Era în casa lui Dumnezeu adusă de alții și cu degetele pe Scriptură și citea. Într-o zi, mediul acela toxic care a lucrat i-a afectat și mâinile. I s-au infectat mâinile și a avut o inflamație și o eczemă pe toate mâinile, pe ambele mâini. Nu mai putea să simtă literele. Și spune fratele Alan Morris că a venit ziua aceea în care această soră, nevăzătoare și cu mâinile infectate, a adus biserica în alfabetul Braille la casa Domnului și a spus, trebuie să mă despart de ea și să o dați alții. Eu nu mai pot să o citesc. Și ca atunci când te desparți de ceva tare drag, a dus-o la muze să o sărute și să o ia. Dar când a pus-o la muze să o sărute, i-a simțit cu muzele literele. Și a strigat, nu dau, o voi citi cu muzele. Așa de tare m-a impresionat mărturia aceasta. Ce faceți voi cu Biblia, fraților? Ce faceți cu Cuvântul lui Dumnezeu? Vă mai îndeliniciți cu eblatea aceasta citirii Scripturilor? Sau ați părăsit-o? Eu cunosc frați care după ce s-au întors la Dumnezeu au învățat să citească de Biblie. Când au fost în lume, n-au știut să citească. Dar când au văzut că aici vorbește Dumnezeu, eu am un prieten și astăzi care acolo învăța să citească. Omul cu fața întoarsă la Dumnezeu citește Scriptura. În rândul al doilea, omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu, am spus, îl caută pe Dumnezeu în Scriptură și în rândul al doilea, ascultați, vă rog, îl caută în rugăciune. Așa este scris. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune. Dar el este omul care a hotărât să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu să-l caute în rugăciune. Atunci când citești Scriptura, îți vorbește Dumnezeu. Iar când te rogi, îi vorbești tu lui Dumnezeu. Nimeni niciodată nu se va ridica mai presus de viața lui de rugăciune. Cât te rogi, atâta ești. Mai iubiți dumneavoastră rugăciune? Sunteți oameni care îl caută pe Dumnezeu în rugăciune? Vă mai întâlniți cu Dumnezeu în rugăciune? Cum e timpul dumneavoastră de rugăciune? Eu obișnuiesc să spun, cine se roagă numai la biserică, acela nu se roagă deloc. Și mă doare când știu, sunt surori și sunt frați a căror odăiță este plină de paiajeni. Când te întorci cu fața înspre Dumnezeu, te duci în odăița ta ascunsă. În acel loc tainic,
despre care a vorbit Domnul Iisus, trage ușa după tine și roagă-te lui Dumnezeu. Poate că nu va fi ușa să o tragi. Poate va fi undeva pe un câmp sau pe malul oceanului. Sau va fi undeva, mi-aduc aminte, un tânăr de la noi, de la Dumnezeu. Într-o zi a venit și cu atâta respect spus, frate de lor, te rog tare frumos, lasă-mi și mie o cheie de la adunare. Măcar de o încăpere de acolo, de la demisolul bisericii. Noi suntem 7 frați și locuim într-un apartament de 2 camere. Și așa mi-e de drag și mi-e de dor să mă rog în fiecare dimineață singur. Dar nu pot. Dă-mi o cheie. Era iarnă. Și zice el, știi de ce cer cheie? Toată vara m-am rugat într-un vagon abandonat din depou. De acum mi-e tare frig acolo. Și așa o cheie. Am uitat la Claudiu. Mi-a fost așa de rușine de mine. Și am spus, omul ăsta îl caută pe Dumnezeu cu adevărat. Dimineață de dimineață. Când te întorci cu fața spre Dumnezeu, te întorci în rugăciune. Cum e altarul vostru, fraților? Biserica Pentecostală se identifică în sânul celorlalte biserici creștine prin câteva elemente. Și unul dintre ele este trăirea rugăciunii. Există o expresie pur pentecostală, expresia hai să facem o rugăciune. Asta s-a născut în mediile bisericilor pentecostale. Sau expresia noapte de veche. Sau expresia stăruință după Duhul Sfânt. Sau expresia căzut sub putere. Dacă am un frate din altă adunare, expresia asta, ce? Dar celor care s-au învățat cu rugăciunea îndelungă, istoritoare, ești tu ceea ce e. Cum sunteți dumneavoastră? Vă mai rugați acasă? Mai aveți un timp al dumneavoastră cu Dumnezeu? Frații în Biserica Emanuel din Sibiu au făcut un jurământ. De fapt, n-au făcut un jurământ. Și-au dus aminte de un jurământ mai vechi făcut. Aveți baptistii aici, frate, în Pitic. Domne, când au fost în apa botezului, au spus așa. Iau legământ înainte lui Dumnezeu că voi sluji până la moarte. Și-au luat apoi o hotărâre. În fiecare zi, cel puțin o jumătate de ceas, voi fi cu Dumnezeu în rugăciune și în fața Scripturii. Dacă vreți să vă întoarceți cu fața spre Dumnezeu, fraților, asta trebuie făcut practic. Să nu credeți că vine ceva, nu știu cum. Este adevărat, e ceva ce vine de la Dumnezeu. O binecuvântare, un duh de rugăciune pe care îl revarsă El. Dar până la asta, este o alegere a noastră. Este o zdrobire a noastră. Asemănă viața de rugăciune cu nuncă. Vă aduceți să aminte de dulcile cele din România, care sunt verzi așa, prima dată, și coaja e verde și amară pe ele. Vă aduceți să aminte. Nu știu dacă aici pe la dumneavoastră sunt așa. Și cine n-a văzut nuncă toată viața, le zice, domnule, asta e nuncă și dă să-mi muște, dar e amară, tare. Și spune, dacă asta e nuncă, mie în veci nu mai trebuie nuncă. Și vii și spui, nu te da plătut, sapă mai adânc. Și a alungat în delișul acela și se așteaptă să dea de miez. Și în loc de miez, la ce ajunge? La o coajă tare. Și zice, dacă asta e nuncă, în veci nu mai trebuie, să o mănânce alții. Și așa fac mulți în luptă rugăciunii. Dar sapă mai adânc, o să dai de miez. Oh, ce frumos e atunci când dai de miez. Ce frumos e atunci când te adâncești cu Dumnezeu în părtășie și muiți. Și de ceas, și de viață, de treburile vieții acestea și acestea. Și acolo te adâncești cu Dumnezeu. Sunteți goi. Pentru că vă este goală odăița. Sunteți neîmpliniți. Pentru că vă este prăfuită Scriptura. Aveți neînțelegeri în familii, pentru că vă sunt împăieșenite odăițele
și nu scuite fotoliile în fața televizoarelor. Când te întorci cu fața la Dumnezeu, îl cauți în Biblie și în rugăciune. Îl cauți în Biblie și în rugăciune. Și o găsești. Slăvit să fie numele Mântuirii. Secretul împlinirii, secretul părtășiei cu Dumnezeu este întoarcerea la Dumnezeu cu fața înspre Dumnezeu în aceste până acum două foarte simple, Flavii. Lucruri elementare. Rugăciune și Scriptură. În numele Domnului Iisus vă îndemn să-L căutați pe Dumnezeu în rugăciune. Să nu vă lăsați. Să-L aprofundați cu El în rugăciune. Luați-vă vreme să-I vorbiți și vă va vorbi. Dacă vreți, cineva spunea cam așa, dacă vrei să fii cel mai spiritual, să inversezi din viața ta două lucruri. Timpul pe care îl petreci în fața televizorului, să-l petreci în rugăciune. Și timpul pe care îl petreci în rugăciune, să-l petreci în fața televizorului. Și o să fii cel mai spiritual. Asta pentru aceea la care potrivește vorba asta. Cine se roagă, nu mai păcătuiește. Iar cine păcătuiește, nu se mai roagă. Când te întorci cu fața la Dumnezeu, îl cauți în cuvânt și în rugăciune. Și al treilea lucru, uitați-l aici, spune Daniel, și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Omul care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Și îl caută în Biblie, îl caută în genunchi, în odăița sa rugându-se. Și îl caută postind. Dumneavoastră mai postiți? Vă mai îndelimiciți cu evlavia aceasta, fraților și surorilor? Nu există creștere spirituală abandonând postul. E drept. Vremurile pe care le trăim face ca postul să fie tot mai nepopular. Stilul de alimentație contemporan defavorizează postul. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră vă doare capul când postiți? Nu vreau să ridicați mâna sus. Spuneți-vă dumneavoastră în rășivă, că acum să nu mai răutăm pe postul. Așa e? Știți ce e de bine? Spunea cineva, zice, frate, eu nu mai pot să postesc. Așa mă doare capul de, nu mai pot, dar nu mai pot nici cum. Trebuie să mă opresc. Devine-i cofeină, frate. Asta e devine. Da, aș vrea să fiu înțeles sub nicio formă greșit. Eu nu mă plictez când facem vorbe și vorbe. Dar modul în care ne organizăm viața defavorizează căutarea lui Dumnezeu cu post. Și aici trebuie să fim disciplinați. Căutați-mi pe Dumnezeu postind. Postiți ca biserică, postiți ca familie, postiți ca persoane. Îndelemniciți-vă cu aceasta. Noi, în adunarea noastră, am experimentat o trezire spirituală cum n-am văzut și nici n-am auzit că ar fi fost până alte părți. Dumnezeu și-a întins mâna, dar am pornit să-L căutăm pe Dumnezeu cu rugăciune și cu post. A fost prima dată un post de 40 de zile. Și în postul acela am spus, fraților, ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Ne întoarcem cu fața la Dumnezeu și postim și ne rugăm și ne mărturisim păcatele. Și orice păcat ați fi făcut, oricare ați fi făcut, veniți și mărturisiți-le lui Dumnezeu, mărturisiți-le fraților. Și niciunul nu va fi spus în adunare și nici pus sub o oarecare disciplină, că-i pocăință și ne întoarcem la Dumnezeu. Disciplinare pentru aceia care trăiesc în păcate și sprijin. Și am adus această mărturisire în fața adunării și a fost așa o frământare și o plecare spre cercetare și spre mărturisire. Și am venit frații la rugăciune și am postit 40 de zile. Și am așteptat să vină de la Dumnezeu trezire și n-a venit. Și am înțeles că Dumnezeu așteaptă să-L căutăm și mai mult. Și după o vreme am adus în fața adunării o cerere și am spus, fraților, hai să venim înaintea lui Dumnezeu cu încă un post. Să postim înaintea lui Dumnezeu cum a postit Daniel. 3 săptămâni a postit. Încă un post de 3 săptămâni cu adunare. După vreo jumătate de an a fost asta. Și l-am căutat pe Dumnezeu postind. Și frații s-au mandat la adunare
și strigam către Dumnezeu cu toții, Doamne, fă ceva în adunarea noastră să se schimbe lucrurile. Și au trecut 3 săptămâni și nu s-a întâmplat mare lucru. Aduc aminte că a venit anul nou, anul 2006, anul nou. Și noi tânjam după trezirea aceea. Am postit, ne-am rugat, ne-am mărturisit păcatele și totuși ceva mai trebuia. Acolo, în frământarea aceasta noastră, în conducerea bisericii, unul dintre frați a spus, hai să mai postim 40 de zile cu adunare. Și să intrăm în stăluință. Și am început undeva pe 18 sau 19 ianuarie un post de 40 de zile. Și din prima săptămână a dus Dumnezeu cercetarea. În zilele care au urmat, peste 180 au primit de la Domnul Botezul Duhul Sfânt. Daruri ale Duhului Sfânt. Am văzut cu ochii mei ce doar am auzit cândva. Frate care nu știe vorbind, nu știe să vorbească limba germană, se ruga în limba germană lucrurile mari ale lui Dumnezeu. O domnișoară, o tânără, o soră din adunare, se ruga în limba ebraică, biblică. Lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, mâna ta e aici. Amen. Și s-au încheiat cele 40 de zile de rugăciune și de post. Și am fi zis să mergem acasă. Ajunge, seară de seară, 40 de zile la adunare. Și frații au spus, noi mai vrem. Și mai continuat încă 4 săptămâni. Până la Paștele care a fost anul acesta. O mișcare pe care a făcut-o Dumnezeu între tine. Copiii care au de se plictiseau în adunare și plângeau nerăbdători. Acum se bucurau să stea ore în șir și cântau și se bucurau spre slava lui Dumnezeu. Surori și frați în vârstă, cercetați de Domnul. Știți cum a venit asta? Asta n-a venit decât mergând pe o cale știută. Scriptură, rugăciune și post. Și spunea un frate, și așa. Și vezi, măinelul, ce am învățat noi de la părinții și de la bunicii noștri. Aceea e calea. Acea frică de Dumnezeu care te-a plecat înspre cuvânt și de acolo te-ai dus în rugăciune și ți-ai însoțit rugăciunea cu postul. Și Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu te-a atins. Dumnezeu ți-a frământat conștiința și a reflectat cu reflectorul lui asupra realității în care te-ai găsit. Și despre asta vom vorbi pe seară. Dar baza este aici, stimații mei frați, în atâlnire suflet. Nu e biruință în cele duhovnicești, fără cuvânt, rugăciune și post. Vă îndemn în numele Domnului Iisus să descoperiți evlavia aceasta. E drept. Unii se confruntă cu boli, cu neputință fizică și ar dori să postească. Dar sănătatea nu le permite. Și situația fiecăruia este știută de Dumnezeu. Și Domnul care știe măsura și puterea fiecăruia nu va cere peste putere. Dar eu am băgat seama din practică. Slab la post, nu o să îngeri bolnavi. Și ce sănătoși. Aceia sănătoși. Vă chem în numele Domnului Iisus să vă întoarceți cu fața spre Dumnezeu. Amin. Să-L căutați pe Dumnezeu cum nu l-ați mai căutat. Amin. În această dimineață am vorbit lucruri pe care cu siguranță le cunoașteți. Le-a știut. Fie să vă încurajați în ele din nou. Amin. Învățați-vă și copiii să postească. Nu mor de foame. Învățați-i din mici această evlavie a cuvântului, a rugăciunii și a postului. Și dați-i de dumneavoastră exemplu ca părinți. Să vă urmeze ca biserică să faceți asta. Ca bunici să faceți asta. Puneți-vă în spântură și căutați-l pe Dumnezeu. Și o să aducă Dumnezeu un vânt al trezirii. O să aducă Dumnezeu o mișcare a Duhului printre dumneavoastră. Și o să facă Dumnezeu o ridicare și o să prindă viață și popul uscați. Și aceea pe care ați pomenit în rugăciune.